Și ultimul evident, avem uleiul sintetic. Este un ulei realizat practic în laborator și conține întotdeauna substanțe chimice. Dar în acesta avem aditivi care îmbunătățesc viscozitatea și fluiditatea, mai ales la rece. Marele avantaj al unui ulei sintetic este că are toate moleculele uleiului de aceeași formă și dimensiune. Deci, între cele două metale poate fi garantată o lubrifiere și alunecare fără rezistență. Pentru că moleculele de ulei, numiți-le cum vreți voi biluțe sau sfere, sunt egale. Prin urmare, reducerea frecării, scăderea temperaturilor, schimbul termic optim, dar mai ales rezistența la toate solicitările. Cum ai văzut mai înainte, la uleiul mineral, moleculele, acele biluțe au dimensiuni complet diferite. Deci, uleiul sintetic îți garantează performanțe cu adevărat excelente.